Domnule doctor, în curând împliniți 33 de ani de practică privată. Ați dezvoltat rețeaua numărul 1 de chirurgie și medicină estetică. V-am regăsit în prin masterclass pe chirurgia estetică a sânilor cu mulți medici din străinătate care au venit să învețe aici, la București. Ce presupun aceste întâlniri și cât de amplă este componenta aceasta de educație medicală pentru dumneavoastră? În primul rând, bine ați venit la Cronos, în lumea Timeless Beauty. Sigur, este un concept foarte drag mie. L-am început în 2014 aici la București și împreună cu partenerii mei, cu cei cu care am creat prima proteză din lume cu o formă specială, am reușit să aducem la București peste 500 de medici. Aș putea spune că sunt medici din toată lumea. Cel mai îndepărtat punct a fost undeva un grup de medici din Patagonia. Restul continentelor sunt de asemenea foarte multe. Anul acesta am ajuns și aici la 500 de medici. Este un curs pe care îl facem cam de 4 ori pe an, în medie de 20 de doctori. Acum avem un grup din Turcia, Italia, Germania, Elveția, Franța. E pentru mine modalitatea în care reușesc să transmit ceea ce în decursul timpului am acumulat, am învățat ca experiență proprie, dar și cu ceea ce am primit și eu la rândul meu mergând la congrese internaționale și făcând parte din acel grup de medici în care schimbăm idei, concepte, dar în același timp să-mi și confirm ceea ce fac, că poate fi transmis mai departe. Lucrul acesta l-am simțit prin confruntarea profesională cu colegii mei a ideilor pe care le am, dar în același timp și modul în care am transmis generației tinere de medici din grupul Cronos, acei colegi pe partea chirurgicală, toate aceste tehnici de remodelare estetică a sânului. Grupul Cronos Med are deja mai multe clinici. Ce aduce nou toamna aceasta? Unde deschideți noi spații? Da, anul acesta a fost un an special și intens din punct de vedere al dezvoltării rețelei. În primul rând am deschis la Iași, prima clinică anul acesta. Am deschis apoi la Brașov, o clinică mare, frumoasă, un concept drag mie în care vom introduce și conceptul de medicină regenerativă. Probabil că o să mai discutăm și despre acest lucru. Apoi la Constanța, undeva pe plajă. Apoi Timișoara în luna octombrie și Târgoviște. Sigur, anul viitor ne gândim și la alte locații și, bineînțeles, am reconfirmat și schimbat oarecum imaginea unor clinici ce le aveam deja în grup, mă refer la clinica din Victorie, care s-a repoziționat în cadrul grupului ca una dintre cele mai de succes clinici, boutique clinic. Sunteți unul dintre medicii care și-au informații direct de la sursă. O bună parte din timpul dumneavoastră sunteți în calitate de speaker la congrese, la conferințe internaționale. Unde veți fi toamna aceasta și ce aduc noutăți în medicina estetică sfârșitul lui 2023 și începutul lui 2024? Ca de fiecare dată, prezența mea la congrese este una bogată. Chiar aș putea să bifez în ultimii ani, poate puțin înainte de pandemie, cam un congres, două, cel puțin importante pe lună. Anul acesta însă s-a schimbat puțin. După congresul de la Londra, congresul de la Paris, la care am fost, congresul din Italia de chirurgia sânului, dar și cu alte subiecte importante, Marbella, unde am făcut și chirurgie indirect, cu modelarea estetică a feții, cu liftinguri verticale endoscopice. Anul acesta, după congresul de la Londra de chirurgie estetică a sânului și de reconstrucție, voi merge la Istanbul. Este un al șaselea congres la care anul acesta am fost invitat să fiu și președinte organizator și co-director împreună cu prietenul meu, doctorul și profesorul Fuad Nahai, în Statele Unite, la un alt coleg de-al meu din Turcia, doctorul B. Este vorba de Aesthetic International. 3 zile pline de chirurgie, chirurgie în direct, cu unul dintre cei mai de seamă chirurgi din lume, pe care de fiecare dată îi văd cu plăcere. Am participat și am făcut și operații în direct. Apoi, bineînțeles, urmează și alte prezențe în clinică, și din ce în ce mai mult îmi place să fiu acasă, în grupul meu, în Cronos Med Academy, împreună cu colegii mei. Și anul acesta, că tot m-ați întrebat și de o altă noutate, una dintre ele este lansarea. După o muncă lungă, dar plină de migală și în care am găsit oameni și parteneri deosebiți din Germania și Spania, în lansarea conceptului propriu denumit Med Cosmetics. Este un concept de
total schimbarea pielii femeii folosind capacitatea regenerativă a stimulării transdermice cu microace. Am inventat împreună cu partenerul meu, Helmut Lafontaine, un aparat Cronosderm și o gamă de produse special dedicată unor sindrome speciale ce privesc fața. Sunt întotdeauna ca și chirurg estetician. Nu poți să arăți bine ca și contur, nu poți să ai o față ridicată dacă nu ai o piele pe măsură. Am reușit să facem lucrul acesta și asta e un lucru deosebit. La sfârșitul săptămânii vom lansa acest concept unic, plin, rotund, cu tot ce înseamnă el. Filozofie, invenții speciale, set de cosmetice speciale. Chiar am pus atenția deosebită și în conceptul sustenabilității, care este un concept pe care îl cred și mai mult. Să salvăm, dacă vreți, mediul înconjurător, refolosind confecțiile, cele pe care le folosim la substanțe și la modul la care le livrăm, prin conceptul refill. Este un alt lucru extrem de important pe care trebuie să-l avem în vedere. Nu uităm, planeta nu este doar a noastră, este a celor ce vor fi și după noi. Sigur, apoi conceptul ChronosMed și modul în care el se dezvoltă mai departe, educația medicilor și tineri și transmit și prin internetul dumneavoastră o invitație deschisă tuturor medicilor tineri, dermatologi, chirurgi plasticieni, cu o practică de un an, doi, trei, care vor să se alăture grupului nostru și să facă parte din această permanentă emulație în crearea de grupuri noi, de idei noi, de training în cadrul ChronosMed Academy, să fie un început pentru fiecare dintre ei și o continuitate pentru noi. Ce intervenții faceți mai mult la nivelul feței, al corpului? Ce vă cer pacientele legat de felul în care arată și se simt? Suntem cunoscuți, cred, după 30 și ceva de ani, dar 27 de ani de practică în chirurgia estetică a corpului pentru sânul în 24 de ore fără durere cu cele mai frumoase, mai stabile și cele mai frumoase tehnici. Suntem cunoscuți pentru predictibilitatea rezultatului, pentru experiența plăcută a pacientului, pentru respectul pe care îl dăm formei sânului și nu distrugerii sânului, cum se întâmplă din păcate, iar social media este din ce în ce mai plină de aceste posibilități și variante. Dar una din operațiile care crește foarte mult, ținând cont aproape și de populația de pacienți pe care o avem, care a început să ajungă și la vârsta la care au nevoie de reconturarea, ridicarea feței și întinerirea ei pentru tehnicile de întinerire a feței, pe care eu le fac de aproape 20 de ani, dar pe care le-am dezvoltat în ultimul timp, folosind liftingurile interne minim-invazive endoscopice, liftingul minim-invaziv vertical, folosind țesutul adipos cu rol regenerativ și aici intrăm în aspectul nou al medicinii regenerative pe care îl vom dezvolta și îl dezvoltăm în clinică, folosind apoi capacitatea de îmbunătățire a aspectului extern al pielii. De altfel, ca o recunoaștere a acestor preocupări și prezența ale mele la congresele de la Paris de anul acesta, la IMCAS sau de la Marbella, în luna de noiembrie avem ocazia, eu zic fericită pentru noi și pentru comunitatea de medicină și chirurgie estetică din România, să găzduim la Paris echipa de filmare a celor de la IMCAS, cel mai mare congres din lume, care vor veni la București să filmeze o operație de chirurgie estetică mini-invazivă endoscopică la București. Vom fi anul viitor la congresul de la Paris într-o chirurgie editată, prezentând părerile și modul în care facem noi această operație, fiind împreună cu tehnici similare prezentate de colegi din Statele Unite deja pe mapa mond cunoscuți din ce în ce mai mult. Este o recunoaștere și în același timp o dorință pe care vreau să o transmit și colegilor mei mai tineri care s-au alăturat grupului și care dau forță acestei rețele de medicină și chirurgie estetică unică în felul ei prin modul în care a integrat tot ce înseamnă și toate conceptele de medicină și chirurgie estetică. Și pentru că vorbeam de noutăți, ultima și la care țin foarte mult este cea a conceptului de medicină regenerativă și life extension. Cum să ne prelungim viața? Am spus și spun întotdeauna, nu putem să arătăm bine la nivelul feței sau la nivelul corpului dacă nu ne și simțim bine. Asta înseamnă un concept important al medicinii pe care noi o practicăm, cel al abordării holistice 360 de grade pe toate căile posibile, transcutanat, intravenos, respirator, inhalator, de așa zis biohacking, concepte care folosesc resursele proprii ale organismului, care sunt dintotdeauna
dar pe care nu am reușit până acum să le înțelegem și să le stimulăm cu o mulțime de protocoale, tehnici, aparate pe care noi le avem în clinică. Am pornit acest concept și vreau să vă spun că după ce m-am confruntat, mergând și vizitând concepte similare, chiar am fost la Londra de curând la Congresul Societății de Chirurgia Sânului și am vizitat această clinică de longevitate, vreau să vă spun că noi suntem gata să începem, iar ei încă se gândesc când și cum. Vom avea și vom oferi pacienților noștri această abordare holistică. De altfel, îmi place să cred că această rețea de clinici este o rețea de clinici de medicină regenerativă și de extensie a vieții în toate aspectele ei, în care avem și alți pilieri, cum sunt medicina estetică regenerativă, chirurgia estetică regenerativă. Este un concept unic pe care l-am visat și începe să se apropie din ce în ce mai mult și pe care am reușit să-l aducem aici și grație colaborării și suportului pe care avem într-o echipă de marketing, într-o echipă de management și de headquarters pe care grupul Cronos și partenerii noștri, din afară cei care au investit în cadrul grupului nostru, au reușit să o aducă prin profesionalismul, prin pasiunea lor. Și sunt bucuros să găsesc oameni la fel de pasionați ca și mine. Sună foarte bine ce spuneți. Mai am o ultimă întrebare pentru dumneavoastră, domnule doctor. Când viața dumneavoastră nu este despre Cronos Med și medicină, despre ce altceva este? Bună întrebare. Răspunsul e destul de greu. Cred că aici, cei care sunt în viața mea, familia mea, începând cu soția mea, cu Andreea, copiii mei, Eva, Petru, Andreea, mică cum spunem noi, fiica mea, nepoțica mea, Ilinca, sunt cei care dau rotunjime și frumusețe vieții mele. Mi-ar plăcea să stau din ce în ce mai mult cu ei și vreau să cred că următorii câțiva ani din viața mea, după ce voi reuși să pun și mai mult ideile clare și direcția în care vom merge, îmi vor da șansa și plăcerea, bineînțeles, să fiu cu ei din ce în ce mai mult. Dar cu Andreea sunt destul de des prezent împreună, pentru că ea este împreună cu noi și este în departamentul de marketing împreună cu această echipă frumoasă pe care o avem. Și tot ceea ce ne inspiră, chiar imaginea ei pe care o regăsim în toate clinicile, așa că o văd în fiecare zi, mi-aș dori și eu să mă vadă și ea mai des, când nu sunt la clinica din Bacău sau la un congres sau când nu sunt plecat. Dar când sunt acasă, sunt cu Ilinca, mă joc cu ea, cu nepoțica mea și cu ei. Mulțumim mult de tot că a stat de vorbă cu noi astăzi. Eu vă mulțumesc și vă urez succes și să puneți acolo cât mai mult pe lista voastră de invitați, oameni frumoși, oameni care să reprezinte ceea ce A-listul face pentru noi toți. Și eu vă mulțumesc!